Sper că nu vi se va instala ischemia postprandială, am picat chiar după masa de prânz. Pare rău că nu sunt Florin Piersic să vă povestesc mai multe într-un mod mai amplu așa și savuros, cum a făcut colegul nostru din Nigeria, care mi-a plăcut foarte mult. Sunt Sorin Misiriantu și ăsta sunt. Apropo de Florin Piersic, trebuie să vă povestesc o chestie amuzantă înainte să încep, pentru că am făcut un film de scurtmetraj pe care nu ți l-am dat la TIF anul trecut, care se numește Rating și în care Florin Piersic care apare, dar are doar câteva replici. Și cineva îl oprește pe stradă și îi zice, asta mi-a povestit-o Florin, îl oprește pe stradă și îi zice, domnul Piersic, extraordinar, m-am văzut în filmul Rating. Și zice, dar am avut două replici, dar cum le-ați dat pe alea, extraordinar. O să vă povestesc despre lungul drum al... O'Neill spunea de piesa lui, era lungul drum al zilei către noapte și mini-discursul meu, pentru că nu vreau să vă plictisesc foarte mult, pe actor trebuie să-i vedeți pe scenă și o să-i și vedeți. Mini-discursul meu se va numi lungul drum de la teorie spre practică. Știm cu toții că practica ne omoară. Vă aduceți aminte cu toții din liceu, cei care am făcut liceul, la tezele de fizică erau discuții de genul, cum ai făcut? Ți-e bine? Ești ok? Da, teoria tot, foarte bine. Și problemele? Păi nu de aia facem teoria, ca să le punem în practică, nu de aia. Mi-am ales nu întâmplător acest mini-discurs. Am văzut un filmuleț foarte drăguț, la o conferință a medicilor, se dezbăteau teme medicale, bineînțeles. 100, cam atâția oameni, erau medici. La un moment dat, cineva din public are un atac de inimă și cade sub privirile perplexe ale audienței. Niciunul din cei 100 de medici nu a sărit să-i acorde ajutor. Sunați la salvare, vă rog, repede, sunați la salvare! Hello, sunteți 100 de medici. Mă gândesc că sunt... au făcut chestia asta... Erau probabil foarte timorați, erau foarte tineri cu toții și nu au practicat. Și cu atât mai mult, cu cât sunteți în domeniul vostru, eu de-am permit acum să fiu foarte lejer, pentru că nu sunt mulți actori aici. Cu cât sunteți mai mulți din domeniul respectiv, cu atât veți avea niște chestii de genul ăsta vis-a-vis de celălalt. Actorii au o strângere de inimă când repetă, din cauza colegilor lor. Colegii lor le pun o presiune extraordinară și atunci există o paralizare. Fiți, cum spunea colegul nostru din Nigeria, be yourself. Nu contează ce spuneți, spuneți. Nu contează cât de prost faceți. Eu îmi încurajez când sunt regizor, actorii, să încerce chiar dacă sunt penibili. Suntem penibili noi aici. Asta nu-i treaba nimănui. Ceea ce veți vedea voi pe scenă, într-adevăr, aia este cu totul altceva și nu avem voie să fim penibili. Dacă tot vorbeam de domeniul medicinii, un coleg de-al meu, și cred că de-aia am și venit aici, un prieten de-al meu, medic, chirurg, m-a invitat să particip la lucrarea lui de doctorat. Zic, băi, eu vin, dar nu înțeleg absolut nimic. Despre ce e vorba? Nu, o să fac o lucrare care se va numi esofagectomia laparoscopică. Mă bucur foarte mult că mă inviți pe mine, dar nu știu cât o să înțeleg de acolo. Crede-mă că vei înțelege până în 50%. Și credeți-mă că așa a fost. A făcut-o într-un asemenea mod și într-o asemenea relaxare omul respectiv, aproape hollywoodian. Mă uitam și zic, într-adevăr, iată, așa e esofagectomia. Într-adevăr, am început să mă simt și eu foarte bine acolo. Dacă te duci la medic, și ești, trebuie să te operezi. Și zici, cine mă operează? Doctorul Ilie. A mai operat? Nu, sunteți primul. Nu, domne, nu mă operez. Nu. Pentru numele lui Dumnezeu, dar odată trebuie să opereze și doctorul respectiv. Așa e și în teatru. Ai teoretizat o viață întreagă, pe bănci. Ai teoretizat. Teatru e așa, așa, așa. Vorba lui Bibanu. Teatru e râs sau plâns. Restul e tuse, să știți și voi. Ai teoretizat îngrozitor de mult. Și la un moment dat vrei să apari pe scenă. Și nu ți se dă șansa. Zice, aș vrea să joace cu tare Hamlet. E foarte tânăr. Păi da, Hamlet e foarte tânăr. Da, dar el n-are experiență. Deci ar trebui să stau până la 70 de ani ca să joc un Hamlet cu experiență. E, și un prim punct pe care l-aș atinge în trecerea asta de la teorie la practică este șansa. Așa cum mulți actori mari au avut șansa să aibă întâlniri cu mari regizori,
nu spun decât un cuplu, și nu aș zice Mihai Mănuțiu Iureș, ci De Niro Scorsese. Este o întâlnire care i-a marcat pe amândoi. O întâlnire. Și acum revin la șansă. Șansa. Ok. Ai primit șansa respectivă. Ce faci cu ea? Ce faci cu ea? Pentru că ai primit șansa respectivă, la medicul, dacă intervine greșit, pacientul moare. E adevărat. La noi, slavă Domnului, nu omorâm pe nimeni, doar din plictiseală. Și atunci omul respectiv primește șansa respectivă. Ce face ca să se apropie de un auditoriu, de un spectatorul care te iubește și te pune acolo unde ești? Sau, come on! Și atunci tu trebuie să umbli după adevăr. De câte ori n-ați văzut filme care v-au emoționat și le țineți minte? Sau spectacole de teatru? Vă spun sincer, îmi pare rău că vă zic asta, teatrul nu are menirea de a culturaliza, de a face educație. Nu. El transmite stări. Și dacă dumneavoastră rămâneți cu o stare foarte importantă, asta contează și peste ani de zile. Nu cred că cineva de aici n-a văzut un film sau un spectacol la care să nu plângă. În general, când e cineva lângă noi, te ferești, face. Sunt puțin răcit. Nu trebuie să ne ferim să ne exteriorizăm, pentru că exact lucrul ăla de care ne ferim, ăla ne rămâne. Nu rămân nici replicile, nici cine a făcut regia. Rămâne starea asta. Bun, ca să-ți transmit eu ție, spectatorule, starea asta, trebuie să am un adevăr. Adevărul meu. Sunt profesor la Facultatea de Teatru și mai ales la București, Tudor știe chestia asta, care nu-i lasă pe elevi, pe studenții de la actorie, să se îmbrace în costume, să-și pună ghiuluri, să reflectoare. Nu, astea sunt minciuni. Astea sunt minciuni. Întâi învață tu ce înseamnă situația, ce e dincolo de ce se întâmplă acolo și abia după aia vei avea un costum cu tine. Credeți că dacă De Niro vine aici și spune un monolog din orice vreți dumneavoastră, nu-i va ieși pentru că nu are costum? Așa și studenții respectivi. Învață lucrul ăsta. Învață să se apropie de adevăr. Deci spuneam așa, primul punct în trecerea asta este șansa. Apoi să te apropii de adevăr. Un mare regizor, Peter Brook, spunea că a fost invitat în Orientul Mijlociu să facă un spectacol de operă. Mă rog, el este regizor de teatru, dar face și operă ca și Andrei Șerban. Și ceva mai bine, zic eu. Și se întâlnesc în invitația respectivă, îi se spune: domnule Brook, vă rog foarte mult să veniți. Cântăreții noștri nu sunt extraordinar de familiarizați cu cântatul, chiar de foarte multe ori ei falsează, dar publicul nu realizează acest lucru. Greșit. Publicul realizează orice. Absolut orice. Un pic, dacă ai lăsat energia pe care o transmiți publicului, deja intervine plictisul. Și cum zice Peter Brook, ăsta e teatrul mort. Bun. Aș vrea să facem o chestie practică. Mă gândesc că poate aici nu s-a întâmplat. Deci, ca să înțeleagă spectatorul respectiv demersul nostru, o să facem o mică demonstrație de câteva minute pe un text extrem de cunoscut, monologul lui Richard din Richard al III-lea de William Shakespeare, care începe așa. Azi, iarna, vi-l zic alb. Azi, iarna vrajbei noastre s-a schimbat prin soarele lui York în toi de vară. Iar norii toți ce casa ne-o striveau sunt îngropați în sânul adânc al mării. Poate cineva să traducă ce am spus? Deci, ca să spui textul ăsta, trebuie să înțelegi ce a vrut Shakespeare să spună. Vorbesc foarte serios. Poate cineva să traducă ceea ce am spus eu acum cu cuvinte normale, fără teatru, fără... Deci ce vrea să spună Richard prin monologul ăsta? Poate cineva? Îl mai zic o dată? Azi, iarna vrajbei noastre s-a schimbat prin soarele lui York în toi de vară. Vă traduc eu. Vă dați seama că trebuie să vă traduc din română în română? Cât de greu este să ajungi la adevărul ăla? Cum să zici un text dacă tu nu înțelegi ce zici? Deci, familie, vorba de războiul rozelor. Familia Lancaster cu familia York. În sfârșit s-a făcut pace. Azi, iarna vrajbei noastre s-a schimbat prin soarele lui York, adică prin voința familiei de York, în toi de vară. Iar norii toți ce casa ne-o striveau sunt îngropați în sânul adânc al mării. Brăzdatul Marte, zeul războiului, chipul și-l descruntă și îl observați pe zeul Marte dănțuind în vesele taifasuri. Bun, problema e următoarea. Richard, luptător profesionist, a rămas fără obiectul muncii, e șomer.
Nu-l vede nimeni pe Richard mergând, făcând curte doamnelor, fiind un curtezan, făcând goblenuri la curte. Și atunci, cum se zice textul ăsta? Acest întreg text este o ironie nemaipomenită a lui Richard. Și cum s-ar zice el? În niciun caz alb. Este o ironie. Da? Încerc eu să, după ce Laurence Olivier și alții au încercat, încerc și eu. În general se spune și îl spune singur, dar am văzut și spectacole și filme în care Ian McKellen, de exemplu, îl spunea celor prezenți. Azi, iarna vrajbei noastre s-a schimbat. Prin soarele lui York, în toi de vară. Iar norii toți ce casa ne striveau sunt îngropați în sânul adânc al mării. Nu crede o iotă din tot ce spune. Bun, perfect. Cam asta ar fi în linii foarte mari. O trecere de la teorie la practică, de la cititul pur și simplu, alb și neinteresant, la intenție. Ați văzut cât e de greu. În primul rând îți trebuie să cunoști circumstanțele istorice și așa mai departe ca să te apuci să faci un text. Mă bucur că v-am zis chestia asta ca să nu mai veniți la teatru doar să vreți să râdeți. Bun! Și acum o să-mi permit în 5 minute, cartonașe? 7 minute. 7 minute, perfect. Alături de... am scris... deci, o chestie practică, da? Mi-am permis să scriu o piesă de teatru care se numește Tony și Dora, pe care a regizat-o colegul meu, Dan Chiorean, de la Teatrul Național, care este actor, dar l-am pus să fie regizor. Eu sunt și regizor, dar am vrut să fiu actor. Și Ramona e doar actriță și chiar e actriță. Ramona Dumitrean, te rog să vii lângă mine. A, vii, intri direct și... da. Am scris textul ăsta, mi-am dorit foarte mult să-l regizez și mi-am dat seama că încep să semăn cu Sergiu Nicolaescu. Și... și atunci am simțit nevoia să îl dau unui regizor. El am dat soțului Ramonei, Cristian Nedea, care a avut alte treburi. Și Dan Chiorean a fost ținta mea clară, pentru că de câte ori jucam în spectacole pe care le-am regizat el mă punea în lumină mai bine decât reușeau foarte mulți. Îți mulțumesc pentru asta, îți mulțumesc, Ramone, vă mulțumesc și dumneavoastră ab initio, pentru că după va urma scena. Și sper că am fost destul de coerent, nu? Da, puteți să-l luați. Ce să iau? Scaunul. De ce să-l iau? Ca să-l duceți la masa unde doriți. A zis cineva ceva de dus vreun scaun? Păi n-ați întrebat dacă e liber? Ba da, și răspunsul a fost da, puteți să-l luați. Deci vă mai întreb o dată, unde să-l duc? Nu doriți să-l duceți? Nu. Păi atunci luați loc. Mersi. Era așa de greu? A, doreați să stați la masa asta? De-aia v-am întrebat dacă e liber. Da, da, e liber. Mulțumesc, mi-a spus adineauri. E liber, puteți sta jos. Da, e liber, e liber. Ne înțelegem ca Tusea cu junghiul. Eu sunt Tusea, sunt puțin răcit. Funny. Aduceți, vă rog, o cafea și o sticlă cu apă, sau mă rog, un pahar cu apă. Și dacă se poate, muzica mai încet, că nu... sau chiar deloc. Așa, mulțumesc. Vreau și, vreau și eu un bar unde nu se ascultă muzică. Puteți să o dați așa, să închideți. Mulțumesc. Sărească Dumnezeu. Nu, nu-i nimic, da, nu-i nimic. Chiar am, cred că nu. Am ceva șervețele. Chiar nu-i nimic, deci nu... Da, îmi cer scuze, n-am vrut, na. Se mai întâmplă acum. Vreți un șervețel? Vă rog, deci chiar nu... Da, e umed și ăsta. Și nu-i de genul feminin. E, funny.
Un absorbant? Știți, o femeie arangeantă. Locuiți în zonă? Faceți conversație? Nu neapărat. A, bun. Credeți că o să plouă? Acum sunteți răutăcioasă. Eu chiar cred că sunt probleme cu frontul atmosferic, în Crișana și în Maramureș. Da, iar în județul Giurgiu sunt condiții... Scuză-mă. De mâzgă. Cum a spus? Mâzgă. Uite, exact așa poți să faci și în tren. Ce? Conversații de genul ăsta. Adică stai în compartiment cu cineva, nu prea ai chef să vorbești, și zici celui din fața ta: ce secetă e, e cald, cred că anul ăsta o să meargă foarte prost. Și cel din fața ta zice: păi da, sigur, uitați-vă la porumb. Anul trecut era cu stâlpul de telegraf. Ea, cu praful s-a ales de el. Da, uitați-vă la nu, am înțeles. Înțeles, da. Nu, să știți că nu vreau să fac conversație cu orice preț și nu vreau să mă insinuez. Voiam doar, v-am întrebat doar dacă locuiți în zonă. Da, locuiesc în zonă. Da? În zona Zoster. Mă rog, e o glumă proastă, dar cadrează. Da, cu întrebarea. Nu v-am zis eu că ne potrivim ca atuția cu junghiul? Dar ferească Dumnezeu, dar nu trebuie să ne potrivim, că doar nu suntem soț și soție. Dar chiar trebuie să fiți atât de cinică? Să știți că nu vreau să vă agăți, dacă asta vreți să insinuați. Vă certați cu mine? Nu neapărat. Bun. Îmi place foarte mult barul ăsta. Da? Da, fac conversație. Dar vă rog, sunteți șarmant. Pentru că se fumează. Să bei cafea și să nu fumezi, iată o impietate. Dar drept un sacrileg. Nu, pe bune. Locuiți în zonă? Da, în centru. A, bun. Râdeți des așa?